În zilele noastre, grecii au mari probleme financiare, dar banii lor sunt totuși extrem de valoroși, cu condiția să fie foarte vechi. Mai precis, din antichitate. Peste 600 de monede antice grecești vor fi vândute la licitație la New York, iar organizatorii se așteaptă să încaseze până la 8 milioane de dolari, cât se poate de actuali. Cel mai prețios bănuț este evaluat la 650 de dolari, dar se speră ca prețul final să ajungă la un milion. Moneda de aur cu chipul unui satir este considerată o capodoperă a genului.